Salut, prieten, astăzi vom face o mică altuire la o viță de vie în verde și anume pe un butuc de Moldova care la mine nu prea se coace. A fost, uitați aici, inițial pe altuit, l-am altuit pe căpșunică și am început să fac diverse altuiri pe aici să vedem ce rezultă. Vreau să fac o sorcovă să vedem cum se comportă cu mai multe soiuri. Aici am un soi, Răzvan se cheamă, îmi place mie și o să fac pe această cordiță în verde. Deci am aceeași grosime și voi face o altuire în despicătură. O să secționez portaltoiul și fac o crăpătură exact la jumătate, de circa 2 cm adâncime, ușor să nu rupem. Mă duc ușor cu cuțitul în jos. Dacă dau tare, e posibil să ne și tăiem. Țin degetele, uitați, să nu, unul peste altul, să nu ne accidentăm. Deci m-am dus frumos în jos. La fel și la mugurașul altoi. O să pun pe partea opusă cu mugurile acesta de creștere, de aici. O să-l pun în partea cealaltă. Am un copil și mugure de rezervă aici. Deci o tăietură ca și la pomi, ușor conică și în lung. Exact cât am adâncimea acolo, fac pe partea și pe cealaltă, uitați. Da, și o introducem cât mai repede, dacă nu avem apă la noi să umectăm, să nu se oxideze. Deci trebuie introdus aici. Uitați, se așează perfect având aceeași grosime. Și nu rămâne decât să izolez aici și altuirea. Eu folosesc bandă din această alimentară. Uitați. Dau o dată de două ori așa în lung. Și am acoperit toată tăietura. După aia cobor frumos și strâng, dar nu foarte tare. Până la bază. Și după ce am izolat aici, altuirea este terminată. Trebuie să ne mișcăm repede, v-am zis, să nu se oxideze, asta este ideea. Dacă nu, folosim un pahar cu apă și umectăm tăieturile. Aici o să fie desfăcut în momentul în care voi avea creșteri, iar jos la altuire, ceva mai târziu, când se va realiza calosarea. Vă mulțumesc și vă doresc succes, Doamne ajută!